Bună ziua! ISU Prahova ne recomandă ca în zilele în care este caniculă să evităm pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Trebuie să purtăm pălării de soare, haine lejere și ample, din fibre naturale de culori deschise. În plus, este recomandat să consumăm zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide, fără să așteptăm să apară senzația de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia în fiecare 15-20 de minute. Trebuie consumat alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Trebuie evitate și băuturile cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, recomandat fiind să consumăm fructe și legume proaspete. Sunt indicate pepenele galben sau roșu, prune, castraveți și roșii, deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă. ISU ne mai recomandă să păstrăm contactul permanent cu vecini, rude, cunoștințe, care sunt în vârstă sau cu dizabilități și să ne interesăm de starea lor de sănătate.